Pentru a fi la curent cu noile informații, abonează-te la canal și lasă un like paginii de Facebook 1907, povestea noastră continuă. Salutare, dragi ceferiști, și bine v-am regăsit la un nou episod al seriei 1907, povestea noastră continuă. Concordia Chiajna este adversara CFR-ului din etapa 10 a Ligii 1. Formația antrenată de fostul antrenor al CFR-ului, Vasile Miriuță, se află într-o situație ingrată în clasament, clasându-se pe locul 12 și având doar o victorie, 2 egaluri și 6 înfrângeri. Până acum însă, echipa lui Vasile Miriuță nu a obținut nicio victorie pe teren propriu. 9 etape le-au trebuit ilfovenilor până la obținerea primei victorii. Aceasta s-a consemnat în runda precedentă, când Concordia s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Gazmetan Mediaș. Unul dintre marcatori a fost Paul Batin, fost la atacant al CFR-ului. Dacă pe teren advers ilfovenii au obținut 3 puncte din victoria cu Gazmetan Mediaș, pe terenul propriu însă Concordia a obținut doar o remiză cu Juventus București și a pierdut celelalte 4 partide, cu FCSB, Viitorul, Polia și Poli Timișoara. Chiajna a avut an de an probleme cu salvarea de la retrogradare, însă de fiecare dată au scăpat de matineu. Anul acesta însă Vasile Miriuță are ca obiectiv clasarea echipei cât mai sus pentru a evita emoțiile întâlnite în ultimii 2-3 ani. Terenul sintetic de la Chiajna a pus mereu probleme CFR-ului, care între 2012 și 2016 nu a reușit să obțină nicio victorie, ba chiar pierzând 2 partide. Au în trecut însă băieții noștri s-au impus cu 2-1 și au ca obiectiv și duminică să obțină cele 3 puncte. Enza Iamisi, Andrei Marc, Paul Batin, Cristi But sau Tair Bawab sunt jucătorii care au semnat în această vară cu Concordia Chiajna. CFR-ul însă are obiectiv clar victoria, ținând cont că joia viitoare vor întâlni FCSB în adevăratul derby al campionatului. Jucătorii lui Dan Petrescu sunt foarte bine mobilizați după victoria în fața celor de la Craiova, iar echipa noastră nu are niciun jucător indisponibil pentru meciul de duminică seară. Dan Petrescu nu va fi pe bancă la meciul cu Concordia Chiajna și nici la meciul cu FCSB. Antrenorul CFR-ului a fost trimis în tribune de către Adrian Comănescu și a fost suspendat 2 etape de Comisia de Disciplină. Meciul va fi transmis în direct pe www.cfrtv.net cu streaming de la canalul de YouTube Sport & Fan, cei doi parteneri ai proiectului 1907, povestea noastră continuă. Vrei să fii pe stadion joi seară cu FCSB? Nimic mai simplu. Intră pe pagina de Facebook 1907, povestea noastră continuă. Acolo te așteaptă un concurs. Caută postarea, dă-i like, dă-i share și lasă într-un mesaj un comentariu prin care îmi spui cât de mult iubești CFR-ul. Cel mai interesant mesaj va fi premiat cu un bilet la partida de joi seară. Concursul se desfășoară până sâmbătă 16 septembrie ora 20, urmând ca duminică la ora 12 să anunț fericitul câștigător. Acesta va primi un mesaj pe privat, pe Facebook, până la ora 15 și aștept să-mi răspundă. În caz contrar, va trebui să distribui biletul al cuiva. Totodată, acesta este netransmisibil, așa că am nevoie de informațiile voastre pentru a putea intra în posesia lui și a avea acces pe stadion la meciul cu FCSB. Cam atât pentru astăzi, ceferiști. Următorul episod va apărea marți seara, în care voi prezenta viitorul adversar, FCSB. Și până atunci, forța CFR și nu uitați, 1907, povestea noastră continuă.